De ce este importantă alăptarea în primele luni de viață ale bebelușului? Așa cum spun și cei de la Organizația Mondială a Sănătății și alte forumuri care se ocupă cu studierea lactației, spun că alăptarea este benefică pentru bebeluși din prisma multor, să spunem, zone, prisma imunității, din prisma nutriției, dezvoltării fizice, emoționale a copilului. Deci are foarte multe beneficii și de aceea recomandarea este să fie o alăptare exclusivă până la vârstele de 6 luni. Iar alăptarea nu se oprește aici, ea poate continua odată cu introducerea solidelor până la 2 ani și după, pentru că beneficiile se văd în continuare extraordinar pentru copii de data aceasta, pentru că laptele de mamă își păstrează în continuare proprietățile importante. Ce ar trebui să facă mămicile care încă nu au lactația pornită? Aici cu mămicile care nu au lactație, în ghilimele, că aici sunt percepții poate aceea că nu am lapte suficient sau nu mi s-a instalat lactația sau consider eu că nu sunt pregătită să alăptez cum ar trebui. Eu cred că o informație a mamei inițial, adică să învețe ce înseamnă procesul fiziologic al lactației, apoi în momentul în care inițiază în maternitate să știe ce are de făcut, care sunt pașii pe care poate să o conducă spre o alăptare de succes, să inițieze. Bineînțeles că pot să vină tot felul de alternative care să crească lactația sau să ajute bebelușul să stea la sânul mamei. Și de aceea, poate să spunem, există acei specialiști care iar devin și ei foarte importanți și în România sunt din 2012 acești consultanți în alăptare IBCLC care susțin mama încă de la început și o susțin până la sfârșitul alăptării odată cu inițierea înțărcării. Deci există specialiști care pot să o ajute să pornească lactația, să o întrețină și atunci în momentele în care sunt probleme în care ele efectiv nu reușesc să alăpteze, să găsească niște soluții concrete. Ce ar trebui să știe mămicile despre poziția copilului în momentul alăptării, pentru că știu că se discută foarte mult și despre aspectul acesta, că ar fi foarte important modul în care ținem bebelușul la sân. Exact, poziția a bebelușului este importantă și vine așa o poziție cam clasică, generală. Toată lumea știe că bebelușul stă în brațele mamei, pe antebrațul mamei, poziția aceea numită leagăn. Dar ea poate să fie diferită, adică mămicile trebuie să știe că bebelușul trebuie să-l apropie foarte mult de sânul ei, să-l ajute să se mufeze, adică să se prindă de sânul ei. Ea trebuie să aibă o poziție confortabilă, pentru că poziția de alăptare nu e doar din prisma bebelușului, și din prisma ei, să nu stea încordată, să nu stea în poziții vicioase, pentru că nici asta nu îi favorizează ejectarea de lapte. Adică bebelușul pur și simplu nu primește laptele pentru că mama, pe mama o doare sau are un disconfort și atunci cumva poziția vine foarte natural. Acum foarte mult cercetători în domeniul lactației spun de această poziție fiziologică, biological nurturing se numește în termen străin, adică pur și simplu să ții copilul în brațe foarte aproape, în contact piele pe piele, să prindă cât mai mult din sânul mamei și să observe mama că atunci când el suge, nu simte durere sau nu simte niciun fel de disconfort, atunci alăptarea și poziția în sine înseamnă că este cea corectă și potrivită.